echipa, de când ne-am dus de acasă numai fracții din sufletele noastre s-au ales, frunzele în piept ca niște decorații. Iertă-mi-se că încep această lansare, această dublă lansare, de fapt, a prietenului și autorului nostru, Bogdan Crețu, cu un poem de Eugen Cioclea. Se fac exact 8 ani de zile de când Cioclea a trântit ușa și a mers mai departe, a întors pagină, nu și noi. Se leagă, de fapt, aceste evenimente pentru că Bogdan a scris foarte pertinent și foarte simțit despre antologia aceasta, din care există un singur exemplar, pare să. Tocmai acum, da, pe bune, mai am, l-a căutat, au destul de mult până a dat de el. Se mai leagă cu ceva. Eu tot am povestit lucrul ăsta, dar fiindcă tot văd fețe noi aici, nu pot să nu amintesc că prima lansare la această librărie se întâmpla în 8 octombrie 2008. Ai văzut că era într-o joie atunci, Bogdan. Era joia în care Jean-Marie Gustave Le Clézio lua premiul Nobel pentru literatură. Nu pot să nu uit, nu pot să uit așa ceva, deci s-au legat niște lucruri. Mi-ar fi plăcut azi să spunem că să vorbim despre Nobelul de ieri, dar lăsăm puțin la o parte lucrul acesta. Nu bine, da, asta ar fi testul cel mai important. Am încercat să-l învăț, dar este foarte complicat, chiar dacă am oarece experiență africană. Cel mai mic din Zanzibar. Dar cel mai mic autor din Zanzibar, este foarte, foarte corect acest apelativ. Ziceam că se leagă din mai multe puncte de vedere, deci și această prefață poetică și cărțile lui Bogdan Crețu, pentru că fiecare dintre noi, mai cu seamă, deci scriitori care au și această aplicare spre seistică, spre a prinde niște perioade, zicem, literare în scris. Fiecare dintre noi am avut niște maestre și își evocăm în vari forme. Nu pot să nu mi-amintesc înainte de a-i ruga pe vorbitor să treacă nemijlocit la să deschide cărțile și să vorbească despre cărți. Nu pot să nu mi-amintesc de o călătorie acum câțiva ani de zile, înainte din țes de Botniță, cu Bogdan Crețu de la Sibiu spre Iași, în care ne-am evocat fiecare oamenii dragi, maestrii dragi, deci fie trecuți și era vorba de Mari Mincu, de Emil Iordache, de Mircea Ivănescu și alții, fie cei de atunci în viață, Emil Brumaru, din păcate acum și el plecat, Nicolae Breban și alții. Și a fost un drum lung, vă rog să mă cânt, sunt vreo 8 ore de zile, vreo 8 ore de mers și am avut ce povesti despre fiecare dintre ei. Am scris despre cartea apărută la Cartier, am avut o conferință pe Zoom foarte interesantă cu Valeriu Gherghel despre carte, în care deci a vorbit și Valeriu și Bogdan și, mă rog, subsemnatul. Acum o să pornim dinspre literatură, pentru că oricum se întâlnește deci, literatura ca exegeze cu literatura ca ficțiune, ca să ajungem la... Să vedem unde o să ajungem. Nina Korczynski, te rog. Bună seara, dragi prieteni. Ui, dacă nu mă ceartă, domnule editor, că stau cu fără mască. Da. Dragi prieteni, o să încep cu Inorogul la Porții de Orientului, pentru că cea mai recentă lectura mea și impresiile sunt proaspete. Când am pus mâna pe ea, știam de la bun început că va fi o lectură desfătătoare. Nu am această certitudine cu toate cărțile de cercetare, ba dimpotrivă. Cei care se ocupă de cercetare știu foarte bine că un studiu, o carte științifică, te obligă la o lectură de multe ori tensionată, crispată, cu reveniri, cu reluări, cu reevaluări, regândiri, așadar o lectură cam chinuită. Știam că nu va fi acest tip de lectură cu o carte semnată de Bogdan Crețu, și cartea respectivă mi-a confirmat ceea ce spuneam într-o cronică la Cornul Inorogului, că Bogdan este un prozator și în studiile sale științifice. Este un
prozator pur sânge. El știe să-și îmbrace masiva erudiție într-un limbaj savuros, antrenant, fluid, un limbaj care se duce de-a dreptul. Așadar, nu vă speriați că este o carte prea mare. Se citește ușor, se citește rapid. Victoria spunea că a dat gata aseară câte 200 de pagini. Nu, mai puțin. Un Bogdan știi. Se citește ca o narațiune, ca un roman. Prima parte a acestui studiu răspunde la întrebarea cum îl citim, cum trebuie să-l citim pe Dimitrie Cantemir și, în general, cum citim un autor care face parte dintr-o altă paradigmă istorică și culturală decât a noastră. Și Bogdan, ca om al cercetării, ca universitar, ca un pățit, știe foarte bine că trebuie să dea niște recomandări. Și oferă niște recomandări, nu pur și simplu valoroase, dar chiar esențiale, pentru orice cercetător care se apleacă asupra literaturii vechi. Lumea noastră de astăzi, scrie el, nu este lumea medievală de cândva. Sistemul nostru de percepții, setul nostru de credințe, de ideologii, de cogniții, etc., etc., nu este același pe care îl aveau anticii, medievalii. Noi nu privim lumea cu ochii lor, cum o priveau ei, nu o luăm în posesie așa cum o luau ei, nu gândim ca ei, nu avem imaginația pe care o aveau ei și păcat. Și de aceea trebuie să ținem cont de aceste diferențe când facem cercetare și să nu confundăm lumile. Să nu le confundăm, așadar, pentru a te apropia de o carte scrisă de Dimitrie Cantemir, trebuie să cunoști foarte bine mentalitățile sociale, credințele, ideologiile, structura religioasă a omului medieval. Trebuie să intri cu toate forțele tale în acea lume, să te informezi foarte bine și în niciun caz să nu rupi textul de context. Îl poți rupe, dar îi pierzi foarte multe semnificații. Și ne mai îndeamnă Bogdan să intrăm în acea lume medievală, fără prejudecăți, fără superbii moderne, fără îngânfări, ca în fi noi, adică mai deștepți. Da, avem un mai mare acces la informații, cunoaștem mai multe lucruri, dar asta nu înseamnă că suntem superiori omului medieval, care câștiga prin altceva, câștiga poate prin imaginație, prin fantezii, prin modul în care se raporta la lume, la Dumnezeu, la natură. Și astăzi am ascultat o comunicare foarte interesantă a lui Bogdan Crețu despre culorile în textele vechi. N-aș fi crezut niciodată că culoarea, că este o culoare care se numește mâhnit, da? Mohorât. Și asta e mohorât, e conectează roșieticul, purpurivul. Din mohor, da. Pentru mine purpuriu e cu totul altceva. Eu dacă am o haină purpurie, mai nu mă curătăm. Așadar, omul antic, omul medieval, gândea în alte paradigme, avea alte episteme, avea alte instrumente de cercetare a lumii, de raportare la natură, la univers. Și mi se par aceste indicații, repet, foarte prețioase. Mai cu seamă pentru cercetători, pentru filologi, pentru omul care face, care investigează un text, care ține lupa asupra unui autor, a unei literaturi, a unei cărți. De multe ori se întâmplă, observăm cei din spațiu științific, că un cercetător îndrăgostit de o teorie, îndrăgostit de o ideologie,
În ghesul lui Davalma, autor și cărți în acea teorie, încercând să-și legitimeze teoria, și lucrurile se lovesc ca nuca de perete. Cred că așa se întâmplă de multe ori și cu receptarea lui Grigore Vieru, care este extras din context, care este înghesuit într-un tip de receptare strict estetică și este exclusă din această receptare perspectiva istorică. Setul de contextualizări la care obligă textul lui Vieru. Nu-l poți înțelege pe deplin, nuanțat, pe Grigore Vieru, importanța lui, rolul lui în poezia română din Bastrabia, dacă îl rup din context. Și Bogdan a scris o prefață memorabilă la o antologie publicată aici la Cartier, o antologie de poezie Vieru. E și cazul Vieru, e și cazul Iondruță și mai sunt multe alte cazuri. Așadar, intrăm în text pentru a intra și în context, pentru a vedea galeria de asocieri, galeria de dialoguri, de raportări, care sunt infinite și de care nu putem face abstracție. O altă întrebare la care răspunde această carte, pe care și-o adresează autorul și caută niște răspunsuri, este următoarea. Oare istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir reprezintă nivelul culturii civilizației românești de la 1705? Și da și nu, mai curând nu, pentru că Cantemir era un erudit. Cantemir depășea nivelul cultural al concetățenilor lui, al epocii lui. El se raporta mai curând la cultura europeană și la cea orientală. Avea o mare deschidere spre universalitate. Și avea conștiință de scriitor. Este primul scriitor român, spre Bogdan Crețu, care are o conștiință clară, certă, de scriitor. Și știe că literatura are rol de cunoaștere, este un act de cunoaștere. Și își pune la vedere strategiile de construcție, deci el știe că construiește o lume. Știe că face o ficțiune, știe că este scriitor. Și sigur că sunt multiple strategii de construcție, și strategii chiar moderne, are și un disfecerat central în text, Șoimul, care deține rolul de control și regie, care zboară așa de spraficțiunii, am și văzut pe imaginea Bogdan, și este portavoce a autorului. Sunt multe delicii în opera lui Cantemir și Bogdan Crețu ne le dezvăluie toată savoarea, toată plăcerea. Se vede că a lucrat cu mare plăcere la textul lui Cantemir. Și ne spune că Cantemir a lucrat cu simbolurile creștine pentru a oferi o imagine morală a lumii în care trăiam. Le-a reconfigurat aceste simboluri creștine pentru a da un nume lumii în care trăiam. Un nume bun sau un nume rău? Mai curând un nume rău, întrucât Cantemir dorește să demonstreze că lumea în care se învârte el este îndepărtată de modelul divin. Este lipsit de o ordine divină. Este bântuită de patru, de rele, de vicii. Este o lume în derivă. Și toate personajele lui, toate personajele lui trebuie să răspundă acestor construcții morale. Crocodilul este bun, da, niciodată n-aș fi crezut. Liliacul tot este bun. Așa, cu tot stigmatul pe care l-a înzestrat conștiința
noastră e cea care aduce adevărul, pentru că sugerează autorul, adevărul poate fi adus nu neapărat de un sol, poate fi adus și de un personaj periferic, minor. Să citiți despre inorog și el este atins de răutatea și mediocritatea din jur, face și niște compromisuri cu corgul, adică nu-și păstrează nealterat candoarea, așa cum se întâmplă cu imaginea din mit. Îmi face Emil semne să mă opresc. E, repet, foarte multă erudiție aici, este copleșitoare puterea hermeneutică și documentară a acestei cărți. Sunt studiate cu atenție bestiarele antice, medievale, moderne, dosarul exegetic al lui Cantemir. Știți ce zic eu? Dacă aș fi avut această carte când eram studentă și trebuia să citesc Cantemir, am citit descrierea Moldovei și m-am împotmolinat mai drept animale, mi se păreau niște stupidități, niște bizarii. Dacă aș fi avut această carte, m-aș fi îndrăgostit de Cantemir și poate aș fi scris și un doctorat despre Cantemir. Felicitări, de prea cartier, felicitări, Bogdan. Aveam de zis încă multe și de roman, dar o las pe Oxana, Mulțumim, Nina. Dacă crocodilul este personajul bun și Iacob, de ce pe unul să nu fie un personaj negativ? Eu sunt personajul ăla negativ care are un ceas pe mână și ceasul meu, știți cum se numește ceasul de asta, de cerne la ceh? Cerna Codinca. Adică taman este Cerna Codinca și eu sunt aici pe post de cel cu supravegherea. Adevărul este că se poate vorbi foarte mult și am demonstrat-o atunci în acel Zoom cu Valeriu și cu Bogdan. Cred că nu ne mai opream din povestit, pentru că o temă, că ne-aștea altă temă și așa mai departe, ai deschis puțin, ai răspuit cartea, dar sunt atâtea lucruri de aprofundat și se și vede după, mă rog, după densitatea și după volumul acestui volum, acestui studiu. O să trecem de la un inorog savant la un inorog crozastic și o să o rog pe proaspăta laureată a premiului Iliu Scriitor pentru debut. Nu-i așa? Pentru eseu, unde este Oxana? Oxana care a într-un fel a repetat performanța lui Dudu, doar că i-a dat pișca vorba moldoveanului, a debutat în două genuri diferente, în eseu și în poezie. Oxana, ai cuvânt. Bună seara! Am avut parte anul acesta de cel puțin două lecturi consistente și savuroase lătorite pe doamna Nina Corcinski. Doi autori cartier. Unul care își lansa în primăvară romanul Pe Contrasens, Oleg Serebrean, roman despre care vorbeam la o sesiune lectura central. Și al doilea, romanul Cornului Norocului de Bogdan Crețu, pe care l-am citit în două zile, ieri și alaltăieri. Un roman care m-a uimit și m-a impresionat foarte mult. Este o istorie a unui scriitor care a trăit multiple metamorfoze interioare în urma morții, decesului tatălui său. Un fiu consumat de moartea tatălui și care vrea să umple cu viața lui lipsa sau golul pe care îl lasă tatăl. Un roman minunat sub mai multe aspecte. Prima parte a romanului este o rememorare a unor momente din copilăria personajului. Nu știu dacă am întâlnit până acum relația tată-fiu descrisă cu atâtea subtilități, cu atâta sensibilitate. Poate doar la Kafka, pe care îl și citează de mai multe ori personajul, naratorul. Figura tatălui dominator, care devine în vocea fiului, în conștiința fiului o voce, chiar și după decesul tatălui, mi-a amintit de romanul lui Mihail Bakulovski, Tata mă citește și după moarte,
Doar că, evident, stilurile narrative sunt absolut diferite și la Bogdan Crețu moartea tatălui devine un motiv de a contempla moartea, de a o gândi viața, de a regândi lucrurile și viața. În personajul în tatăl care este în romanul Bogdan Crețu, mi s-a părut surprinzător modul în care este redat sentimentul ratării, cum este trăit și descris acest sentiment al ratării prin tatălui Dinu, omul care și-a trăit viața ca o pedeapsă, care și-a trăit-o fără gust, fără plăcere și într-o rutină degradantă, rutină de care fiul fuge, încearcă să o colească. De fapt, mi-a plăcut foarte mult să abstractizez un pic lucrurile. Toate personajele feminine, sau cel puțin cele mai importante personaje feminine din acest roman, mi le-am reprezentat în minte ca fiind niște simboluri. Uite, Ana, de pildă, reprezintă viața asta simplă, rutinardă, lipsită de gust. Diana mi s-a părut că simbolizează cumva conștiința artistică pe care imediat ce o descoperi te lansează în tot felul de aventuri. Și Iza mi s-a părut experiența sau destinul de artist care te lansează într-o... și este o adevărată tentație. Ce să spun? Există o mulțime de momente în care m-am regăsit în cele ce privește relația sau gândul la moarte, pentru că până la urmă nimic nu schimbă mai mult omul decât gândul la moarte, citeam undeva. De exemplu, și am să dau și câteva citate. A rămas o vreme acasă încercând să umple cu trupul lui locul gol pe care îl lăsase tatăl. Știa că șocul real pe care îl aduce moartea ține de obișnuința fizică. La început pare absurd că un om cu care am împărțit totul, viața, casa, patul, propriul trup, aerul, pur și simplu a dispărut. Nu mai este. Cum să nu mai fie? De vreme ce îl simțim încă prezent. E absurd că trăiește încă în noi, înăuntru, fără să mai existe și în afară. Și multe alte momente în care m-a făcut să mă gândesc și la moarte, dar și la tatăl meu, la tații noștri, cum spune Mihai Vaculovski într-un poem, la tații noștri, la destinele lor, la realizările și nerealizările lor. Asta a fost cu partea tristă a romanului. Urmează și o parte foarte savuroasă și interesantă și incitantă. Femeii din mine i-au plăcut foarte mult secvențele în care este descrisă frumusețea Dianei și capitolul despre Fulvia, evident, pe care nu știu dacă e o obrăznicie să spun asta la microfon, aș recomanda drept manual. Cine a citit știe ce fel de manual, cine nu a citit, îl invit să citească. Moartea este o prezență permanentă în acest roman și femeia la fel este o prezență permanentă și mi s-a părut cumva că se face o subtilă asociere dintre femeie și moarte, în sensul că frumusețea sau fiorul pe care îl provoacă frumusețea feminină se asociază, se echivalează fiorului în fața morții. Sunt și câteva secvențe aici, iată, chiar am să dau un exemplu. Frumusețea are ceva tulburător și înspăimântător în ea, ca și moartea. Un clișeu. Și ce? Aceeași stupefacție îl bloca de câteva luni și în aventura în care se găsise prins. Diana îl fascina și îl paraliza. El asista plăcit la ce îi se întâmplă. Deci moartea este un subiect analizat din multiple perspective. O altă secvență la care am meditat foarte mult este ideea asta de moarte împreună, despre care vorbisem anul trecut despre poeziile lui Emilian Călaicu Păun.
Și acum mă tentează să scriu și cum se reflectă această idee în proză. Deci moartea ca iubire, ca continuarea iubirii în moarte, iată ideea aceasta. Moartea împreună, spune naratorul, îi se părea un act de o intimitate radicală, mai puternic decât orice formă de iubire. Se găsise un singur cuțit în cameră, era limpede că amândoi își aflaseră moartea prin înjunghierea cu același cuțit, unul cu o lamă subțire. Dacă e să ne gândim la acest raport de iubire-moarte, de moarte împreună, de continuitatea iubirii dincolo de moarte, și personajele se pot categorisi în două mari grupuri, cele care fug de iubire în moarte și cele care fug de moarte și încearcă să se arunce în brațele iubirii, deși cred că nici de una, nici de cealaltă nu putem fugi până la urmă. Și ca să închei, mi-a plăcut și îmi place să recomand această carte și pentru învățăcei între ale scrisului, cum sunt și eu. Mi-am confirmat multe lucruri pe care le intuiam în ceea ce privește scrisul, scriitura, pentru că sunt foarte multe idei aici care îmi plac și cu care sunt perfect de acord. E genul de carte pe care o poți citi oriunde, pentru că imediat ce intri în substanța ei, nu te mai poate distrage absolut nimic. Eu citeam și într-un autobuz și în transport și la serviciu. Cum mă apucam să citesc? Nu mai auzeam nimic în jur, dacă să fie sinceritatea. Și desigur că m-a pus pe gânduri fraza finală. Parisul ar fi singurul loc unde se poate întâmpla... Dacă e să mor, deși nu sunt sigură, Parisul ar fi singurul loc unde se poate întâmpla măgăria. Chiar așa. Unde e mai frumos să mori în altă parte decât la Paris? E o idee extraordinară. Mulțumesc foarte mult, felicitări autorului. Mulțumesc, Oxana. Trebuie să spun că Oxana, în afară de faptul că deci, e o cititoare foarte atentă și o poetă care a debutat cu un volum remarcabil, un volum care a câștigat premiul Traian Tecoșovei și știindu-l pe Traian Tecoșovei, care era un tip absolut elegant. Imaginați-vă, de exemplu, că la festivalul Nichita Stăinescu de la Ploiești, de prin 2000 și ceva, Traian Tecoșovei a apărut pe scenă în jobe. Era într-un frac de ăsta de catifra și joben. Și discursul, urmăresc în câteva rânduri, deci discursurile Oxanei și cel poetic și cel, critic, exegetic, capătă această stofă de catifea de Iosif Pălărie. Mulțumesc tare mult! Acum ajungem la lucrurile grele cu adevărat, sau la grei aceste lansări, pentru că s-au tot spus niște nume, s-au tot citat, dar încă un nume urma să spună cineva care chiar știe despre ce este vorba, nu că alții n-ar fi știut, dar cineva care mi-a recomandat acest nume în premieră și datorită căruia, la moment, dacă să-l crede pe Bogdan și n-am niciun motiv să-l credem, așa a ajuns să scrie cel puțin cartea despre Cantemir. Este vorba de Michel Pastoureau, dar Michel Pastoureau se cere introdus în acest discurs de un om pe măsură și este vorba nici mai mult, nici mai puțin de Heraldul numărul 1 al Moldovei, Silviu Tabac, Silviu, care este și un vestit din altul. Înțeles că tot numărul care îl port în capul tău e departe de măsura lui Pastoureau, chiar dacă ne adunăm toți heraldiștii din lume. Am privit această carte cu ochi de istoric. Nu prea agere în negura criticii literare, a filozofiei antice și a simbolicii biblice. Istoricilor le place să opereze cu documente, fapte și date concrete. Și au suspiciuni față de istoricii mentalităților sau cei care se bazează pe istoria orală, bănuindu-i că își rezumă propriile impresii, plasându-le ca adevăruri. Mă refer la noi, istoricii români,
care am început a face semiotică fără a încheia cel puțin editarea critică a surselor medievale, moderne și contemporane pe care să ne bazăm. Nu este evident cazul istoricilor francezi, germani sau englezi care nu mai au ce face în istoria pozitivistă și critică. Noi însă am sărit peste niște etape, ca Mongolia de la feudalism la socialism, fără a cunoaște capitalismul, și ne-am apucat a crea noi forme fără fond, ca și în cele două secole precedente, pentru a ne sincroniza cu Occidentul. Trebuie însă să fac trei observații pe marginea celor spuse. Prima. Occidentul, în cea mai mare parte, este interesat de cercetările noastre ca de vara cea trecută. A doua. Slavă Domnului când ne sincronizăm cu Occidentul și nu cu Orientul contemporan. Și a treia, în aceste eforturi, din fericire, unii dintre noi, și nu mă refer la noi cei de la Chișinău, ca să nu se supere nimeni, reușesc să miște cunoașterea. Nu știu dacă istoricii literaturii și criticii literari și-au făcut toate temele de început, dar se pare că și ei au și reușite și eșecuri. Dacă stau să mă gândesc bine, în lumina cărții lui Bogdan Crețu, oare dacă Dimitri Cantemir n-ar fi avut încredere în propriile puteri și s-ar fi apucat să aștepte până istoria, literatura și cercetarea din țara lui va ajunge la nivelul minții lui de vârf, ar mai fi produs acele opere pe urma cărora descendenții scriu și am impresia că vor mai scrie mult și bine. Bine că nu s-a lăsat pe tânjală, bine că a cutezat să facă ce a crezut de cuvință că trebuie să facă, căci inorogul învins, tot inorog rămâne. Și ceea ce este și mai bine este că opera lui scrisă s-a păstrat în bună parte, nu datorită nouă, ci vitregiilor care s-au abătut pe capul principiului fugar. Chiar și șlagările lui otomane se mai interpretează de colectivele muzicale turcești de azi. Cartea lui Bogdan Crețu mi-a fost foarte aproape de suflet pentru că domnia sa, chiar dacă nu este istoric, ci critic literar, în materie de simboluri cel puțin, se regăsește în tagma admiratorilor lui Michel Pastrou. Cel care, prin metoda lui de abordare a surselor și de popularizare a rezultatelor studiului, a deschis numeroase perspective pentru mulți cercetători, mai puțin inițiați și talentați. Într-una dintre cele mai importante lucrări teoretice ale sale, O istorie simbolică a evului medio-occidental, heraldistul francez scria: în simbolica medievală, ca și în oricare alt sistem de valori sau de corespondențe, nimic nu funcționează în afara contextului. Un animal, o plantă, un număr, o culoare nu-și capătă interes întregul sens decât atunci când sunt asociate sau contrapuse altor numeroase animale, plante, numere, culori. Istoricul trebuie să evite, deci, orice generalizare abuzivă, orice căutare a unei semnificații transdocumentare. Din contră, trebuie să se străduiască mereu să plece de la documentul pe care tocmai îl cercetează și să caute mai întâi în acesta sistemele și modalitățile de semnificare ale diferitelor elemente simbolice pe care le găsește aici. Abia într-o a doua etapă urmează să facă anumite comparații cu alte documente de aceeași natură, apoi cu alte tărâmuri ale cercetării, în scopul de a apropia textele de imagini, imaginile de locuri și locurile de ritualuri pentru a înțelege aportul acestora. În fine, într-un ultim stadiu de analiză, poate convoca o simbolică mai generală, ceea ce cu privire la care autorii evului mediu sunt adeseori prea expliciți, dar care deschide uneori piste false, dat fiindcă aceste piste ne situează în afara contextului documentar. Când a început a se traduce și la noi, la cartier, cărțile lui Michel Pastrou, mă întrebam în sinea mea sau, după caz în public, oare cine și când va întreprinde niște cercetări similare și pentru noi, românii, ca să putem să facem o comparație. Întrebarea era să mă omoare cât pe ce atunci când s-a tradus Ursul, istoria unui rege de căzut, căci acest animal a lăsat urme importante și în mentalul românesc. Și iată că, după cum se spune, furculisium, tiptilman, cercetătorii români au început a produce studii pertinente din punct de vedere sociologic și teoretic în problema simbolicii medievale românești, care, din fericire, spre
deosebire de cea occidentală, ce se bănui cu durează până la epoca modernă, la noi românii se întinde bine mersi până hăt în epoca contemporană, abia generațiile născute la cum până secolul 20-21, pierzând legătura umbilicală cu această simbolică medievală. Și cartea lui Bogdan Crețu se înscrie printre lucrările remarcabile ce fac lumină în acest domeniu. Este o bucurie să-l citești și să descoperi lumea simbolică în anii întrecut lui Dimitrie Cantemir. Oscilând între simboluri antice, religioase, laice, occidentale și orientale și zestrându-și personajele emblematice cu simboluri proprii, care îi vor supraviețui și se vor impune, ca de exemplu iubita noastră Struțo Cămilă, mai vie decât eternele idei leniniste. Nu-mi rămâne decât să-l felicit pe autor și întreaga editură Cartier și îmi exprim speranța că datorită acestei cărți vom avea în curând un spectacol istorie ieroglifică la Teatrul Eugen Ionescu, dar și un serial de desene animate pentru copii în loc de Mașa și Medvede. Căci așa cum remarca și Cantemir, adesea mare scârșnetul roatelor astupă voroava cărăușilor. În amintirea evenimentului de azi, am hotărât să-l premiez pe autor cu o carte dintr-un domeniu simbolic apropiat cu următoarea dedicație. Cartea e pe masă, dedicația vă citesc. Domnul profesor Bogdan Crețu, apariu otieș, în amintirea musafiriei inorogului la porțile orașului, cu tot felul de gadine, jigăni și bestii, cu o grehtace și un buăr în stemă și cu o lupaică amorțită în bronz, toate cititoare, această carte în care unele ligioane au fost ridicate în scut, omagele autorului Chișinău, 8 octombrie 2021, epoca Liliacului Demonic. Am trebuit să-ți răspund și eu cu un gest pe măsură. Tu i-ai dăruit un pachet cu carte și eu îi doresc lui Silviu un pachet, un culioc, dar acesta nu este culioc, pentru că culiocul este cu calendar de culoare neagră, este chiar un pachet carte. Silviu, puteți să vă spun acest pseudoculioc? Mulțumim tare mult! După acest moment culminant al musei, să vorbească și autorul. Bă, da, ai cuvântul, treci de la proză, la roman, la ce vrei tu. Poezie, poezie. Haideți să vă spun așa. Eu am vorbit, nu, cred că dacă zic 10 de lansări, încurc 10-le cu unitățile și cu sutele, cum face filmul în clasa a doua. La sute de lansări de carte, dar la cărțile altora. E prima oară când vorbesc la, când îmi fac o lansare a cărților mele. Niciodată nu mi-am mai lansat nicio carte. Nu știu de ce. Am fugit de asta ca să găsesc niște animale, nu știu, ca Liliacul de lumină. Așa încât sunt un pic fustecit. Bun. Ce să zic? Cantemir, mai întâi. Cantemir... Interesul meu pentru Cantemir m-a luat și pe mine prin surprindere. A pornit ca un fel de încăpățânare, pentru că simțeam că nu l-am dus până la capăt, poate nu mă întâlnisem cu el când trebuia, în anul întâi de facultate, e cam de vrem. Ai dinți de lapte încă. Sau cititorul care eram eu încă avea caș la gură și dinți de lapte. Și după aceea cred că a fost o mănușă aruncată de niște prieteni dragi mie din Iași, de Maria Magdalena Secei și de Ștefan Gorovei la un simpozion organizat de ei și pur și simplu am tras de fir, așa, cât pentru o comunicare, da? Și trăgând eu de fir, a rămas Cantemir în pielea goală. Am ce spune aici Emil, avea mare dreptate, am citit cărțile lui Michel Pastoureau, sigur, prima oară cele traduse aici la Cartier de el, o istorie simbolică a evului mediu occidental, după aceea și Ursul, cartea despre urs, cartea despre culoare albastru, despre negru, mă rog, și mi-a plăcut foarte, foarte mult.
Așa încă nu-i deloc o întâmplare că acum cartea asta despre bestiarul lui Cantemir, cel puțin când vreau eu așa să mă joc în biblioteca mea, pot să o pun lângă cărțile lui Michel Pastoureau și uneori mă mai joc așa. După aia, e cartea care m-a făcut om, cumva, pentru că am învățat foarte mult. Adică, dacă simt că am, da, că am făcut un salt, un pas înainte, în mod clar, în meserie, zic, dar nu numai, pentru că eu nu le despart, a fost după cartea asta. După ce am citit tot ce am citit, după ce am avut și ocazia să stau prin niște biblioteci mari de prin Franța, de prin Paris și din alte locuri, după ce am mers câțiva ani prin toată Europa și am urmărit numai animăluțe prin toate catedralele gotice și peste tot, și se întâmpla un lucru foarte interesant. O mai pățesc și azi, dar trebuie să fiu mutat, trebuie să fiu scântit. Cât am lucrat la cartea asta, efectiv, mintea mea era acolo și aveam nevoie de ceva, chiar aveam nevoie de o anumită informație, de o anumită, și mergeam și luam o carte la, și dacă o deschideam la întâmplare, o deschideam exact acolo la pasajul de care aveam nevoie și care mi intra la fix în studiu pe care îl scriam atunci. Ceea ce înseamnă că era așa oarește fluiditate între mine, între ce scriam și da, o conspirație de asta și între ceea ce se întâmpla. Da. După aceea, acolo e o sumă de povești, niște povești fascinante. Noi tot avem impresia asta că suntem mai deștepți, că știința noastră a descoperit microscopul și am decorticat, am desfăcut realitatea până la nivel de microcelular, da? Și credem că dacă am pătruns acolo, știm mai multe, suntem superiori medievalilor, de exemplu, da? Și acum, dacă ne uităm în presă, medieval, mentalități medievale. Mentalitatea medievală e mentalitatea care folosește imaginarul ca instrument de cunoaștere și care e în stare să citească ceea ce se vede, tot ceea ce se manifestă în lumea vizibilă, ca pe un cod, ca pe un sistem de simboluri. Pentru medieval, ceea ce se vede e un limbaj divin. Animalele sunt cuvinte dintr-un lexic divin. Orice fenomen al naturii sau tot ceea ce se întâmplă în lumea concretă e un discurs al lui Dumnezeu către om ca să ghideze pe drumul spre mântuire. E o gândire puțin mai complicată decât a noastră. A noastră e mai așa, noi, cum să zic, am depășit butonul și am văzut la un hotel că nu, din 10 oameni, 8 nu mai știau să-și toarne suc pentru că nu mai știau să apese pe un buton, puneau degetul pe imagine. Era imagine cu portocală, cu măr, cu ananas, cu... și oamenii n-apăsau pe butonul de dedesubt, ci puneau degetul pe imagine. Avem și noi ticurile noastre, reflexele noastre, nimic rău în asta. Vreau să spun că cu reflexele astea și cu gândirea asta nu mai putem înțelege gândirea simbolică medievală, care e fascinantă și foarte sofisticată. Iar la Cantemir e cu atât mai mult cu cât el are o minte extraordinară, e un spectacol întreg mintea lui, e imprevizibil, el nu respectă un sistem simbolic, să zicem, bestiarul moralizator creștin. Unde, știu eu, castorul e o figură a reținerii, pentru că zice fiziologul că se castrează când e urmărit și așa și omul trebuie să renunțe la valorile lumii ca să salveze viața veșnică și nu știu ce. Sau, el mută întotdeauna din contur toate aceste reprezentări care aveau o tradiție venerabilă și care erau niște simboluri spirituale, deci în lumea asta post-bizantină destul de autoritare încă. Cantemir are o relație de tip modern cu toate aceste reprezentări și cu toate aceste simboluri și le răstălmăcește cum are el chef. De ce? Pentru că scrie literatură. Pentru că e primul autor român care scrie literatură, ficțiune, altfel zis. Titlul ăla, istorie, e înșelător în titlu. Toate, cuvântul istorie, toate, un salt uriaș care se face atunci Cantemir la noi. Bun. Deci, da, eu am învățat multe de la el. Cealaltă carte, titlul nici măcar nu e al meu, al prietenului meu, Ovidiu Nurgean. Eu nu acolo titlul l-am găsit din prima, în Norogul la Porții Orientului, da, sună interesant. Celălalt
Mijan mi l-a dat, mă rog, mi l-a propus, prima oară am zis, nu? Dar după aia stai un pic că e o farsă, ha, ha, ha. Și pune și în legătură cărțile mele și după aia mai e ceva. Când vrei să te ferești de ceva, așa cum am vrut eu să mă feresc cu cartea aia care, de proză, am vrut să mă feresc în primul rând de o lectură în cheie biografică. E orice numai asta, nu? Că când o să vreau să-mi povestesc viața, o să-mi povestesc, nu-i nicio problemă, că nu se poate. Așa, când o să am ce povesti. Dar când vrei să te ferești de ceva, nu trebuie să fugi neapărat. Poți să fugi și înainte, nu numai înapoi. Și atunci asta am făcut. Am zis să-mi leg eu cărțile printr-un titlu, măcar dacă e bal-bal să fie, nu-i nimic. Poate cineva înțelege că e... nu? Și am fugit înainte, n-am mai fugit în urmă. Mă rog, nu mai știu cum e, că am... Cartea despre Cantemir o știu mult mai bine, aia alta am uitat-o mai repede, poate pentru că pe Cantemir și predau an de an la facultate și încerc să le explic studenților că când le povestești, da, le place, sunt povești. Bine, la început se amuză, dar după aceea își dau seama că e acolo o schemă, o structură, să zicem, foarte interesantă, un algoritm. Mă rog, roman, nu știu ce, e o formă de bovarism, să zicem, a venit de la sine, dacă venea la 30 de ani, poate îl mai lăsam, poate nu mă, dar după o vârstă nu mai ai chef să-ți înghiți, nu știu ce, adică nu mai fugi nici de formele astea și mai bine te acoperi de ridicol decât să te ceri cu tine, da? Ce să zic... E și asta, un de inclus în meniu, nu? De ce? Tot vrem să fim gravi, serioși. Mie îmi place că nu se potrivește cu așa, cu un anumit CV pe care îl am eu sau cu anumite roluri, funcții, chestii de felul ăsta care nu, în care nu vreau să intru, care mă strâng. Da. Și atunci, tot înainte. Da. Și cam asta. Cam asta. Mă bucur că sunt la Chișinău acum. Da. Iată, e prima lansare din viața mea, sper că nu ultima. Și am ținut să vin și la conferința de la Academie, să merg la Victoria, la radio, m-a întrebat, se poate și pe Skype? Nu, mersi. Pe Skype am tot făcut. Eu vreau în carne, blugi și oase, nu numai să trimit imaginea, așa. Mulțumesc că ați venit și mulțumesc foarte mult prietenilor mei de aici. Eu am prieteni foarte buni la Chișinău, da. Și Gheorghe Rizanu și Emilian Galaicu Păun și Nina și destui alții și mă simt aici foarte, foarte bine. Mulțumesc! S-o traduci pentru mine. L-am ales și cu o provocare, dar de fapt astăzi la radio Victoria mi-a zis că m-a întrebat dacă n-ar merita adus în limba actuală Cantemir repovestit, așa cum fac francezii cu toate poemele lor medievale, alea pentru specialiști. Mă rog, eu mi-am mai vârânat pe acolo și am mai citit Chanson de Roland și celelalte. Eu am tradus tot original. Sunt tradus din franceză medievală, asta e. Da, 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 dar să recunoaștem că dacă vrem să fie, dacă vrem să fie citiți, trebuie să-i facem, să poată fi citiți. M-au mai întrebat niște prieteni dacă n-ar merita rescrisă istoria eroglifică, adică adusă la zi, de fapt rescrisă. Că, na. Au fost încercări, nu reușite, pentru că nu s-au îndurat să o ducă, să o facă cum trebuie, adică au păstrat tot lexicul, au mai tăiat fraza, au făcut propoziții mai scurte, nu merge să o scalzi, adică merge un Cantemir actual, nu știu, e mult de lucru acolo, dar la un moment dat e și asta o mănușă care se cere ridicată. Budai Deleanu a avut rescrieri. Levantul Bunăoară. Da, Levantul Bunăoară. În fine. Vom vedea. Mulțumesc! Îți spun și eu câteva cuvinte pe final.
Bogdan mi-a amintit acum de acea frumoasă, deocamdată ultimă ediție a Zilor Literaturii Române la Chișinău, pentru că atunci a venit cu Valeriu Gărgel de la Iași și l-am avut și pe Dan Alexe și alți câțiva prieteni, pe Lucie Seranu de la Cluj, alți câțiva. Într-un fel, venirea lui Bogdan pentru această lansare renoadă și sper să putem circula acum mai lesne deci de pe un alt pe altul și să reintrăm în firescul care ar trebui să se întâmple, deci cu lansarea de carte, cu circulația cărții și autorilor în genere. Și punctul 2, dacă eu aș sta acum în loc de Nina Korczynski pe acest divan psihanalitic, aș fi taica Freud, aș găsi și o explicație. De ce sunt două cărți cu inorog aici? Pentru că Bogdan știți foarte bine, sau nu știți foarte bine, are un frate geamăn, care seamănă într-un tocmă. Și, bun, eu am avut de-a face de vreo două ori până anii 90, cred că la Iași, când mă întâlneam cu Bogdan, și nu salutam pentru că credeam că e frate-su. Sau îl întâlneam pe frate și îl salutam și de fapt nu-mi răspundea. Și ceea ce pățeam exact, asta pățeam la Chișinău în anii 90, când la teatru Eugen Ionescu funcționa un actor extraordinar, Andrei Moșoi, care avea un frate economist, care nu avea nicio treabă și trecea uneori pe lângă Andrei Moșoi, actorul, și nu-ți dădeai seama cine, și, sau pe lângă economistul și îl salutai și îl uita la tine ca Lenin la burghezii, vorba bine. Păi, anul ăsta am pățit la una din lansările online de la Polyroma. Au găsit, mă rog, trebuiau să facă un afiș. Aveau un fond acolo, un bej. Și în loc să pună poza mea, au pus poza lui frate. Când fratele meu avea o cămașă care se asorta cu folie, cel mai simplu. Adică... Și mi-au trimis, îți convine afișul ăsta? Zic, mi-mi convine, nu știu dacă lui frate meu. Noroc că nu scrie. S-a dus să știe, da. Bun, nu ne ca să preiau cuvântul care potrivit vorba bine, nu ne convine foarte tare că Bogdan Crățu este al nostru acum cu acte în regulă, cu această carte de la Cartier, după ce a scris despre cărțile publicate la Cartier, dar nu doar la Cartier, scriind foarte atent despre autorii de aici și scriind cu foarte multă pricepere și punând foarte bine în context, odată în plus amintesc ceea ce am spunea Nina despre acea prefață la Greg Vieru, apărut în Cartier de Colecție. Mulțumesc tare mult că într-o joie repetată, adică vineri, deci ne-am tras și o zi la Xero de dragul prietenii ca să facem această lansare. Mulțumesc tare mult că ați venit. Mulțumesc, Bogdan, că ți-ai făcut vizită de ședere la Cartier prin acest noroc, dita mai noroc. Și acum chiar vă rog să-l faceți să se simtă scriitor, să scrieți la semnătă autografie. Mulțumesc, seară bună!